cum pot să gândesc ceea ce îmi doresc? De ce e important să avem anumite gânduri și de ce este important să ne ferim de anumite gânduri? De ce ar conta? Pentru că ține de libertatea noastră interioară. Pentru că această libertate interioară are treabă cu gândurile. Are treabă cu problema gândurilor. Și care ar fi problema gândurilor? Problema ar fi că nu ne alegem întotdeauna gândurile. O altă problemă ar fi că gândurile, în majoritatea lor, sunt circumstanțiale. Și depind și sunt influențate și sunt bruiate de contextul în care ne aflăm. Concluzia mea ar fi că nu ne stăpânim mecanismul de generare al gândurilor. Și suntem puși să alegem dintre gândurile care ne vin în minte. Și de multe ori, nici măcar acest lucru nu ne iese. Pentru că nu ne stăpânim mecanismul de generare al gândurilor. Alegerea noastră intervine abia după ce gândurile au început să apară. Abia după ce gândurile au apărut. Mare parte din filozofiile orientale lucrează cu problema gândurilor. Cum putem să le stăpânim? Cum putem să le alegem? Și mai presus de toate, cum putem să scăpăm de tot de ele? Și nu-i ciudat că toate formele de meditație se leagă de asemenea de problema gândurilor? Ceea ce e și mai interesant este că multe lucruri bune pe care le facem în viața asta, le facem atunci când nu gândim. Când facem dragoste, când dansăm, când scriem, când pictăm. Scăpăm de fluxul obișnuit al gândurilor și intrăm într-o altă stare, în care câștigăm o doză de spontaneitate și creativitate. Cum au rezolvat mulți problema capacității de bruiere a gândurilor? Prin repetiție și prin concentrare. Suntem mai disciplinați în gândurile noastre atunci când facem doar un singur lucru și suntem mai disciplinați în gândurile noastre atunci când facem în mod repetat doar un singur lucru. Nu vi se pare ciudat că odată ce devenim din ce în ce mai buni într-o anumită activitate, gândurile joacă un rol din ce în ce mai mic? Spune ceva despre modul cum mintea noastră vede gândurile drept un proces costisitor. Dacă repetăm de multe ori un lucru, mintea noastră are tendința să treacă acea activitate la nivel inconștient. Și trecerea asta la nivel inconștient este foarte practică. Are legătură cu capacitatea minții noastre de a economisi energie și de a face anumite activități cât mai ieftin. Când o activitate este trecută în nivelul inconștient, nu mai avem nevoie de gânduri ca să o facem și o facem mult mai repede, o facem mult mai bine, o facem din reflex. Se pare că orice performanță are legătură nu doar cu disciplinarea gândurilor, ci cu suprimarea lor în totalitate. S-a făcut un studiu pe fotbaliștii care bat lovituri de la 11 metri și s-a ajuns la concluzia că acei fotbaliști care au capacități cognitive dezvoltate ratează mai multe penaltiuri. Cu cât erau mai inteligenți din punct de vedere clasic, cu cât gândeau mai mult, cu atât performanța lor scădea, cu atât focusul lor scădea. Această stare de flow discutată de un filozof, psiholog, a cărui nume mi-e greu să-l pronunț acum, are treabă la fel cu suprimarea gândurilor. Atunci când se cere de la noi concentrare maximă, atunci când se cere de la noi prezență totală, se pare că gândurile nu prea au treabă cu lucrurile acestea. Să folosesc o metaforă, gândurile ar fi ca niște cai pe care noi, majoritatea timpului, nu reușim să-i stăpânim. Repetările au devenit ritualuri, acele activități pe care le facem regulat pentru a ne pune pe o anumită cale, independent de ceea ce gândim la un moment sau altul. Obiceiurile rezolvă parțial această problemă a stăpânirii gândurilor. Pentru că, după cum știm, în orice încercare de schimbare, și multe încercări de schimbare au la bază crearea de noi obiceiuri, în orice încercare de schimbare, primul inamic sunt propriile noastre gânduri. Rezultatul obiceiurilor este că nu contează ceea ce gândim într-un anumit moment, atâta timp cât facem acele acțiuni, care știm că au efecte pozitive pentru noi. De vreme ce nu ne stăpânim gândurile, mare parte din efortul nostru este focusat asupra selecției de gânduri. Ne vin atât de multe gânduri în minte, iar noi trebuie să alegem de care să ne prindem. Care gânduri sunt bune, care gânduri sunt rele, care gânduri ne exprimă fricile, care gânduri ne exprimă aspirațiile. Sunt multe gânduri care sunt manifestările fricilor și temerilor pe care le purtăm în noi înșine. Sunt multe gânduri pe care le generăm, care nu sunt ale noastre,
sunt gândurile mediului în care am crescut. Paradoxul ar fi că, deși suntem singuri, purtăm în noi vocile celor din jur. Și de multe ori în gândurile noastre auzim acele voci. Pentru a ne da seama care din gânduri sunt ale noastre, care din gânduri sunt ale lor, trebuie să fim atenți la ceea ce gândim. Trebuie să fim atenți la lumea noastră interioară. De ce spunem de multe ori, nu vreau să aud asta? Pentru că știm că odată ce auzim acel lucru, nu ne vom putea stăpâni șirul de gânduri care ne va schimba starea de spirit. Dacă mai repeți asta o singură dată, să știi că plec. Nu vreau să aud. De ce în multe filme, în situațiile critice, cineva îl avertizează pe erou? Nu l-asculta, vrea să țintre în minte. Suntem ființe atât de sociale, încât o singură replică e în stare să stârnească în noi o lume plină de gânduri. Da, suntem ființe sociale și eu vorbesc aici singur, cu camera, în parc, în timp ce mă dau cu asta. Aș vrea să aleg ceea ce gândesc. Aș vrea să gândesc doar lucrurile pe care eu le vreau. Dar când e vorba de lucrurile cu adevărat importante, voința este ca o mașină submotorizată. Cele mai grele dealuri pur și simplu nu le urcă. Acesta a fost vlogul de azi. Și nu vreau să dau în chestii profunde, cum spunea Sfântul Augustin. Există cineva în mine mai profund decât mine însumi.